Polițiștii au format un cordon de-a lungul gardului instalat la frontieră pentru a împiedica imigranții să ajungă ilegal în Macedonia. În urmă cu două săptămâni, autoritățile acestei țări au restricționat accesul refugiaților. Astfel, doar imigranții sirieni, irachieni și afgani pot intra în Macedonia, întrucât provin din țări afectate de război. Decizia i-a nemulțumit pe cei care provin din Pakistan, Iran, Maroc sau Nepal. Ei sunt nevoiți să doarmă sub cerul liber sau în corturi improvizate. În aceste condiții trăiesc și mulți copii sau chiar noi născuți. Între timp, alți imigranți încearcă să ajungă în Europa pe apă, riscându-și viața. Astfel, aproape 300 de oameni au fost salvați de pe Marea Mediterană de către o navă militară spaniolă. Imigranții veniți din Somalia, Etiopia sau Libia au fost găsiți înghesuiți într-o embarcațiune de mici dimensiuni. Până acum, peste 3500 de persoane au murit înecate în Mediterană.